Nu, 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 dar domnul Gheorghiță a greșit la un moment dat, explică că nu știu, ce, nu știu ce virus atacă, s-ar putea să atace două organe, inima sau cordul. Adică asta e ce... Dar vedeți dumneavoastră, domnule Botin, greșelile astea de comunicare... Coordonează campania de vaccinare, știe Mir că nu merge campania de vaccinare. Nu, dar aceste greșeli de comunicare care pot părea minore la un moment dat, diminuează încrederea cetățenilor în cei care ne conduc și măsurile pe care ei le iau. Păi da, da. Vă aduceți dumneavoastră aminte că la începutul pandemiei am avut un ministru al sănătății care ne spune așa: bă, fraților, masca o poartă omul sănătos, nu omul bolnav. Și apoi a venit un alt domn ministru al sănătății care a spus: bă, fraților, masca face mai mult rău decât bine. Și atunci, un cetățean, de rând, normal, zice așa: păi și eu ce să fac? S-o port sau să n-o port? Rolul măștii. Așa este. Nu, nu mă rolul măștii este de a reduce doza de virus cu care te poți contamina sau pe care o poți transmite. Exact. Asta e comunicarea eficientă. Această pandemie, acesta e mesajul. Această pandemie a fost prost gestionată. La fel ca și campania de vaccinare. De asta suntem unde suntem. E foarte simplu. Și permiteți-mi acum să dau o replică nu foarte acidă domnului Darău, suntem de aceeași vârstă și... V-am mai spus-o în emisiune, domnule. Dar nu vreți să dați replica, că trece timpul și... Da, în februarie 2021, cine a fost ministrul sănătății? Vlad Voiculescu. Ok. De ce domnul Voiculescu nu a scris acolo o cerere către Comisia Europeană să aducă teste gratuite în țară? Că atunci Comisia a spus, bă, luați 100 de milioane în statele membre și aduceți teste gratuite pentru cetățeni.